Bună seara, bună ziua, bună dimineața, bine ați venit și ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar Viziune, Citire pe Foaie. După cum ați observat, este a treia seară când vă las câte un ritual sau o rugăciune, toate foarte puternice, și veți mai găsi vreo două sau trei în fiecare zi la ora 7 seara, ora României, am să le urc pe YouTube. Întotdeauna veți, la toate ritualurile, veți vedea această lumânare în prim plan, ca să nu mai stați să căutați după videoclipuri când aveți nevoie, poate nu toți îl puteți găsi atât de repede sau aveți timp să vi-l notați, da? În această seară o să fie un pic mai greuț. Am să vă dau un ritual. De fapt, nu este un ritual, este un descântec pentru toți cei care credeți că aveți farmece. Este un pic mai complicat de făcut. Trebuie să aveți și un pic de har, dar nu neapărat. Harul, să știți că vi-l dobândiți, nu știu, toată forța din voi când aveți nevoie de ceva, dacă o puneți într-un ritual sau într-o rugăciune, cu siguranță se leagă, da? Și se leagă mult mai bine decât v-ați duce undeva să vă dezlegați, da? Aveți mare grijă pe unde mergeți, da? Bun, fiți atenți. Bineînțeles că este și pentru domn și pentru doamne. Puteți și dumneavoastră, domnilor, să-l faceți, da? Deci este un descântec pentru toate farmecele, da? Indiferent ce simțiți că aveți făcut sau că vi s-a făcut sau că o să vă facă sau măcar de două ori pe an este bine să îl faceți, da? Ce este de reținut aici și trebuie să fiți foarte atenți. Acesta trebuie repetat de 3 ori. Da? De 3 ori, însă doar la luna nouă pe cer, când se vede luna nouă pe cer, da? Se face seara, da? Ca să găsiți luna nouă, da? Să vedeți când este luna nouă. Și să o și vedeți pe cer, da? O vedeți după ora 7-8 seara acum, da? De aceea este foarte... Ar fi ideal să-l faceți măcar o dată în următoarea perioadă până se întunecă afară mai mult. Nu trebuie făcut afară, da? A nu se înțelege greșit, da? Deci se face când este luna nouă pe cer, în prima marți, joi, sau sâmbătă. De fapt, se începe în primul rând cu una din aceste zile, ori marțea, joia sau sâmbătă. Și se face de 3 ori, se citește de 3 ori, da? Bineînțeles că trebuie să aveți o iconiță cu Sfânta Treime sau cu Maica Domnului și o lumânare tot albă, întotdeauna albă, da? Dar nu este greu, da? Fazele lunii le găsiți pe Google, da? Sau dacă nu știți să le căutați, puneți pe cineva să vi le găsească și spune: marți în ziua de ianuarie 15, dau un exemplu, da? Este luna nouă. Pe urmă vine într-o joi, peste o lună, poate. Știți? Sau peste, da? Și într-o sâmbătă. Deci, marțea, joia și sâmbăta de 3 ori trebuie repetat când este luna nouă pe cer. Cred că am fost foarte clară și vă rog frumos să-mi scrieți dacă nu înțelegeți ceva, că decât să faceți vreo prostie, mai bine nu vă mai apucați, da? Bun. Acum, descântecul este un pic lunguț, un pic, da, un pic față de ce v-am dat până acum, dar este foarte puternic. Și fiți atenți.
pixul și foaia, da? Puteți pune stop, da? Eu am să-l spun, chiar dacă nu va fi intonația perfectă, dar am să-l spun încet, tocmai ca să puteți scrie și mai repede și să nu puneți stop în continuu pe ecran, da? Deci am început, da? Fapt de 99 de chipuri. Fapt de 99 de feluri. Fapt de lut. Fapt de bărbat. Fapt de muiere. Fapt de băiat. Cu păr. Cu ou de pui. Cu urma de sfredel. Cu aruncare în vânt. Fapt cu rac. Cu talpa de șoarece orb, cu piele de șarpe, cu sânge, fapt de țărână de cai, fapt cu praf de țâțână a ușii, cu piedică de la mort, fapt din fântână părăsită, fapt din răspândiții de drum, fapt cu mătură lepădată, cu turta de grâu și de pleavă, din nou câmpuri, din nou păduri. Fapt cu usturoi de la Sfântul Andrei, fapt cu mătrăgună, fapt cu hram de Sfântul Gheorghe, fapt cu mână de om mort, cu păr de muiere, cu culcuș de iepure, cu țărână de mormânt, fapt de pagubă și de urât, de nebuneală și de despărțire aruncat în fața casei, în dosul casei, în stânga și în dreapta, în horn, în așternut și pe ape, luna luminată, ia faptul din casa mea, din sălașul meu, din toate ale mele, din jurul meu, lună luminată, ia și faptul și strigarea și să-l treci din vad în vad, să-l duci în munți, în pustii, unde câinii nu latră și cocoșii nu cântă, lasă-ne cum ne-a lăsat Domnul nostru pe pământ. Amin. Deci, se spune odată cu foc, da, cu foc. Și v-am spus cum se face. Întâi căutați, vă pregătiți și pe urmă îl spuneți. Este foarte puternic. Credeți-mă că dacă îl faceți din tot sufletul, este imposibil să nu mai dispară din toate relele care credeți că aveau fost făcute, da? Deci asta este să vă deslegați, nu să faceți, aveți grijă ce faceți, da? Bun, să vă fie de folos și mai urmează și mâine seară și poimine seară, deci și pe 29 și pe 30 am să vă mai dau două, pe 31 seara nu vă mai dau pentru că sunteți la petrecere, suntem la petrecere, da? Dar în fiecare seară, cum am promis, veți avea câte un ritual sau câte o rugăciune foarte puternică care vă pot scoate din anumite situații sau să vă sprijine prin a vă fi mai bine, a vă merge mai bine. Bun, vă îmbrățișez cu drag, vă iubesc, pa, pa, la revedere!